Bună ziua, dragilor, și bun venit din nou la Bucătăria Marocană! Astăzi vom face rețeta harira. Este un fel de ciorbă foarte populară în Maroc, ce se consumă în special în Ramadan. Pentru această rețetă avem nevoie de o lingură linte, 200 de gram naut, înmuiat în apă peste o noapte și fiert, 200 de gram carne de vită tăiată cuburi mari, jumătate ligătura frunze de țelenă, jumătate ligătura pătrunjel și coriandru, o ceapă tăiată mărunt, 2 roșii rase, 3 linguri ulei floria soarului, 3 linguri ulei de măsline și condimente, ghimber, piper, sare și curcuma. 3 linguri pasta de roșii, 4 linguri făină albă, 1 lingură fedea, 200 ml apă pentru amestecul de făină, 2 litri de apă pentru a gati harira. Punem ulei într-o cratiță pusă pe foc. Peste el, punem ceapa și condimente și calim un minut. După aceea, adăugăm carnea, amestecăm, apoi adăugăm frunze de țelenă, pătrunjel și coriandru. Amestecăm bine. Apoi, adăugăm linte și roșii. Iar la sfârșit, adăugăm apa. Închidem cratița și lăsăm să se gătească 40 de minute. După 40 de minute, deschidem cratița, adăugăm naut și lăsăm să se gătească încă 10 minute. După 10 minute, amestecăm făina cu 200 ml apă. Trebuie să mixăm bine, ca să nu avem cuculoase.
Deschidem cratița și adăugăm amestecul de făină, amestecând continuu. Apoi, adăugăm pasta de roșii. Și la sfârșit, adăugăm fedeaua. Și lăsăm cratița pe foc încă 15 minute, până se îngrasă harira, amestecând de când în când, ca să nu se lipiască. În Maroc se servește harira caldă alături de curmale. Vă doresc pofta bună și ne revedem la rețeta următoare de la Bucătăria Marocană. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube sau să mă apreciați pe pagina mea de Facebook. La revedere!